Pe data de 6 februarie se aniversează Ziua Roșiei Montane. Este un eveniment cultural de amploare ce se desfășoară în mai multe orașe din România și din străinătate, dedicat împlinirii a 1883 de ani de atestare documentară a acestei localități, cea mai veche localitate minieră din România. Roșia Montană este în momentul de față un simbol al luptei civice, pentru că cu ani în urmă în această zonă a fost propus un proiect minier de către Roșia Montană Gold Corporation, un proiect prin care se aduce o distrugere totală a tot ceea ce înseamnă patrimoniu cultural, cadrul natural și, bineînțeles, destinele oamenilor în această zonă din Munții Apuseni. Pe 6 februarie s-au descoperit atestările documentare cu tablițele cerate romane de la Roșia Montană, un document inedit și de mare valoare pentru istoria poporului român. Cu ocazia Zilei Montane, la Târgoviște, la Biblioteca Județeană Ion Heliad Rădulescu, vor avea loc mai multe activități, precum vizitarea expoziției de fotografie, proiecții video, prezentări, dezbateri, proiecții de filme, de scurt și de lung metraj, prezentarea cărții Afacerea Roșia Montană, observarea prin telescop a peisajului lunar cu imagini spectaculoase, dar lipsite de viață, asemeni impactului destructiv pe care îl are o eventuală exploatare minieră propusă la Roșia Montană. Cu ocazia Zilei Roșiei Montane vom organiza și la Târgoviște, în cadrul campaniei Salvați Roșia Montană, activități dedicate acestui eveniment pe data de 6 februarie, începând cu orele 15, la sala de conferință a Bibliotecii Județene Ion Heliad de Rădulescu. Vor avea loc proiecții de imagini, este vorba de filme și scurtmetraje dedicate Roșiei Montane, de asemenea vizitarea expoziției de fotografie. La începând cu orele 15, la orele 15:45 va avea loc o întâlnire cu presa, iar de la ora 16 vor avea loc dezbaterii, prezentării, discuții pe tema Roșiei Montane și prezentarea cărții Afacerea Roșia Montană. Iar la final, participanții sunt invitați să privească prin telescop peisajul lunar, un peisaj spectaculos văzut de pe pământ, dar lipsit de viață, asemenea cum ar fi peisajul rămas în urma unei astfel de exploatări miniere, cum se preconizează la Roșia Montană. Voluntarii au ieșit în stradă pentru a anunța cetățenii de activitățile ce se vor desfășura cu ocazia Zilei Roșiei Montane. Asta pentru că toată lumea este invitată să ia parte la eveniment. Ziua Roșiei Montane la Târgoviște. Da. Ziua Roșiei Montane la Târgoviște este organizată de campania Salvați Roșia Montană și se desfășoară în colaborare cu Biblioteca Județeană Ion Heliad Rădulescu, Centrul Europe Direct, Asociația Ecologică Floare de Colț, Asociația Litera, Societatea Astronomică Română de Meteor și Fundația Județeană pentru Tineret Dâmbovița.